Ne-am reîntors. Haideți să vedem mai departe ce ne spune domnul Varujan Pambucian despre, despre ce are să-l întreb așa ca să-l zgândăresc un pic despre utopie. Ziceați dumneavoastră la un moment dat într-un loc că se termină utopia, dar nu era foarte clar despre ce vorbim. Hă, nu, nu, acolo era vorba de utopii economice Utopiile sunt în păi general, despre, despre economie uh, era vorba da, clar da, și adevărat. la ora asta, vedeți și dumneavoastră cu ce ne confruntăm. E, e adevărat, Să adevărat. nu spuneți că economia nu este utopică la, la România, în România. Nu, nu, eu vreau să spun altceva. Vă rog. Că lumea este în continuă mișcare. Mai ales în ultimele Patru-cinci decenii lucrurile se schimbă foarte repede și schimbările astea sunt dictate de ce ne dorim noi oamenii. Noi ne dorim lucruri care să fie din ce în ce mai ieftine, din ce în ce mai bune, din ce în ce mai interesante, din ce în ce mai plăcute, mai atractive și da. toate lucrurile astea Fac ca economia, modelele economice se schimbe destul de repede și destul de mult, și destul de des. Dacă noi gândim într-o lume încremenită așa cum am apucat, nu se spune chestia asta, așa da. cum am apucat da, eu. Da, da, da. Dacă gândim în termenii ăștia cu așa cum am apucat eu, în mod cert, lucrurile n-au cum să se ducă într-o direcție bună. Pentru că asta înseamnă că noi, în același timp, schimbăm lumea, dar ne-o dorim încremenită, ceea ce nu se poate. Adică, e, e, e o chestie absolut tensionată. Din păcate, lipsa de informație poate să-ți dea de foarte, mult de foarte multe ori senzația că lucrurile vin peste tine. Dacă nu ești cât de cât așa un, un observator avizat al lumii din jurul tău nu trebuie să fii un cunoscător și am să vă dau un exemplu un exemplu care este legat de locurile de muncă și dacă o să vă uitați foarte mult se vorbește despre locuri de muncă, despre... noi vorbim foarte mult despre locuri de muncă la lopată, asta e altă discuție dar nu ne uităm dacă lucrurile despre care vorbim sunt corelate cu lumea în care trăim Exemplu standard este ce se întâmplă acum în zona robotizării și a inteligenței artificiale și e suficient să ne gândim că fabricația devine din ce în ce mai mult, deci după ce a avut perioada aceea de migrare a, a muncii din zona euroatlantică în China, da. în special și în Asia în general, bazată pe ce? Bazată pe uh, faptul că forța de muncă era mult mai ieftină. Și bazată pe faptul că în felul ăsta poți produce lucruri mai ieftine, dacă nu chiar și mai bune câteodată, făcându-le mult mai accesibile unei mase mari de consumatori. În momentul de față, când s-a trecut de la generația a doua la generația a treia de roboți, robotul poate să facă în foarte multe din activitățile care sunt regăsite în fabrică, poate să înlocuiască cu mult succes munca omului. Așa se face că apar din ce în ce mai multe fabrici robotizate. Și am să vă dau un exemplu. Anul acesta, Adidas a deschis două fabrici, una în Germania, una în, în Statele Unite. Adică unde s-a dus? Acolo unde piețele. Da, da, da. Anul viitor mai deschide două. În Marea Britanie și Franța. Uh -huh. Nike, mai dau un nume ca să nu se respect regula de la televiziuni. Nike, când a fost întrebat de lucrul ăsta, a spus da, știm despre ce-i vorba, suntem uh, anul viitor, deschidem și noi primele fabrici. Da. În fabricile alea nu mai lucrează oameni deloc. Lucrează numai roboți. Uh -huh. uh, împreună toată industria de sportswear a anunțat anul viitor un milion de locuri de muncă în China uh, încheiat. Da. Dacă nu te pregătești pentru fenomene de genul acesta din timp, China o face. China abordează foarte înțelept fenomenul ăsta. Accentuând robotizarea în China. Dacă tot pierde locurile de muncă, măcar să nu piardă și beneficiile venite de pe urma producției de bunuri. Și forța de muncă? Forța de muncă o să fie foarte complicat de abordat în China, în, în rest nu, în lumea euroatlantică e în ordine, adică în lumea noastră. Uh -huh. Dar acolo o să fie o chestiune dificil de abordat, probabil că ceea ce spune Yuval Harari că o să apară, dacă prima revoluție industrială a venit cu clasa muncitoare, a treia vine cu clasa omilor inutili, în China se va întâmpla. Dar eu am încredere pentru că, vedeți, China gândește în cu totul altă scară de timp în istoria ei. Da. Decât gândește lumea occidentală. Sunt convins că vor găsi cu înțelepciune o soluție la asta. Dacă aș fi în, în cultura aceea, poate aș avea și eu o idee despre cum ar trebui să arate acea soluție. Dar e o cultură foarte diferită de a noastră și prefer să nu mă hazardez. La noi știu care va fi soluția pentru puținele locuri de muncă care se vor pierde în felul ăsta. Acolo nu știu. Vreau să vă întreb ceva, că vorbeam despre modelul economic. Colegii dumneavoastră din Parlament care lucrează pe zona asta economică, normal că discută și cu dumneavoastră ceilalți din celelalte comisii uh, diversele aspecte. Nu vi se pare cumva că există așa ca un fel de dorință de, a, de ancorare, de trenare, de ținut pe loc? Hai să nu facem mai Hai doamnă, să nu mergem înainte. Nu, Doamnă, totul pleacă. Uh, și asta e realitatea. Chiar vă spun adevărul adevărat. Vă rog. Uh, asta pleacă din lipsa de cunoaștere a lumii. Nu pleacă dintr-o dorință de a face ceva rău sau bine. Pleacă din faptul că dacă nu știi cum arată lumea. Vreau să vă dau un exemplu. Vă rog. Acum o lună intram în lift. Era o doamnă care vorbea uh, pe un uh, heads, uh, headset uh, la telefon da. și era un domn care vorbea cu telefonul, așa la urechi. Și mă gândeam mă dacă eu aș fi intrat în liftul ăsta acum 20 de ani, aș fi fost convins că liftul ăsta merge la etajul de schizofreni într-o clinică psihiatrică. Pentru că doamna vorbea singură, deci clar avea halucinații. Și Domnul, nu numai că avea halucinații, dar avea schizofrenie paranoidă, că ținea mâna la ureche, se apăra de ceva. Mie teamă, și de asta vorbesc foarte mult despre economia digitală, despre noua economie, despre cum transformă societatea, mie teamă să nu ne trezim, că nu mai înțelegem ce se întâmplă deloc în jurul nostru, că nu mai recunoaștem lucrurile pe care le vedem. Că nu le mai recunoaștem, nu le mai înțelegem, nu le mai interpretăm corect. Și atunci, știți, din păcate, în situațiile astea câștigă imediat teren tot felul de teorii ale conspirației, tot felul de prostii, da, da. Pentru că atunci când nu înțelegi un lucru, îți este foarte ușor să găsești cea mai comodă explicație în care tu ești victima și Universul tot este rău împotriva ta. Da, dar vreau să vă întreb ceva, vă întrerup un pic. Dar dacă noi am fi un milimetru mai înțelepți decât suntem și le-am dat voie la cei care știu ce să facă, care înțeleg lucrurile, care pot să facă, să schimbe lucrurile, să-i lăsăm? Nu, Dar cine ne, ne țin, nu nu știu, am senzația că totuși ne ținem uh, foarte strâns de scaune, de Doamne, locuri, de nu știu cred. ce, și să fie modelul meu, ăla pe care îl implementeze. Mm. Adică veniți dumneavoastră și spuneți, mai, uite este o alternativă, poftim, uite, apropo. Deci, Dar nu e alternativă, de lumea merge nu. în A, de, nu, Stați nu, puțin, stați, aia stați, aia nu. Stați, stați, stați puțin. Că vedeți dumneavoastră copiii mici un an, doi, i-ați văzut și dumneavoastră. Da, da, da. Nici n au făcut-o bine și deja știu să butonez, îi înțeleg știu, da, 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 și modelul asta, matematic. Și asta există o abordare care poate să nu intre neapărat în coliziune cu sistemul, dar să ducă în direcția bună. Corect. Există. Corect, și este abordarea care există acum în Canada, în Statele Unite, unde sistemul e la fel. Sistemul de învățământ ca la noi. Da, da. Unde există o abordare cu haburi, în care copiii vin și folosesc cunoștințele pe care le au în școală pentru a realiza lucruri interesante în tehnologii noi. Sunt hub de bioinformatică, sunt hub de fabricație aditivă, sunt hub de robotică, sunt hub de programare în general, de IT, sunt tot felul de locuri în care te poți duce, ești într-o comunitate de oameni care au aceleași interese ca și tine, interese intelectuale și care au aceleași curiozități ca și tine și înveți împreună cu ei, folosind ce înveți la școală, lucruri care ție ți îți plac. Nu ne oprește nimeni să facem asta. Și nu ne oprește nimeni și știu că în Bacău există preocupări în genul ăsta. Asta vreau să vă spun că am avut o emisiune cu domnul Adrian Iordache, da, cu Adi Iordache un da. prieten de-al dumneavoastră și un prieten de-al meu. Care, exact ce spuneți dumneavoastră despre hub-uri, despre, despre robotizare și așa mai departe, și despre faptul că există aceste alternative pentru mințile deștepte, pentru copiii inteligenți, sunt foarte Doamne, mulți și există toți variante copii, și alternative. Toți copiii sunt inteligenți, toți. Absolut. Problema noastră este că unii dintre ei nu că își pierd inteligența, că inteligența nu se pierde. Dar își pierd abilitatea de a gândi. Înainte de, de, de creativitate, există altceva. Există gândirea disjunctivă. Capacitatea de a da foarte multe utilizări unui obiect, de exemplu. Sau de a găsi foarte multe soluții diferite la o problemă dată. Din păcate, noi învățăm în școală că o problemă are o singură soluție că un obiect are o singură utilizare da, da. și tocim gândirea asta disjunctivă. Copiii care sunt rezistenți la, la genul ăsta de educație ajung să fie creativi și să facă lucruri extraordinare în viitor folosind cunoștințele de la școală, că alea nu sunt de aruncat la gunoi deloc. Da. Dar dacă lucrurile astea ar fi abordate cu puțin mai multă atenție în școală, cu puțin mai puțin interes pentru partea asta competițională care poate fi foarte ușor uh, uh, foarte ușor cuantificată și uh, din chestii de alea mi-aduce aminte iar o să mi-ridic părinți în cap. Doamne, ce faceți? Uh, știți de ce mi-aduce aminte asta? Cu ce știi tu puișor? Știu să spun Luceafărul la 2 ani. Și îl spune cap coadă îl spune cap-coadă, dar nu are nicio relevanță pentru el ce spune Absolut. groaznic este că lucrul ăsta se poate întâmpla și cu o teoremă groaznic este că lucrul ăsta se poate întâmpla și cu o reacție chimică groaznic este că lucrul ăsta se poate întâmpla, de ce? pentru ambiția de a arăta că momentul ăla ăla, ăla știe mai mult decât ălalt pe de rost Haideți să vă dau Or, o, lucrul un Lucrul foarte periculos. Mă, Or, noi trebuie da, să, da, da. să dezvoltăm partea asta de creativitate, de gândire disjunctivă. Nu toți copiii învață în același ritm? Vreau să vă dau da. un exemplu care îmi vine acum în minte petrecut în urmă cu două, trei zile. Deci, un băiețel se numește Andrei, chiar e ziua lui astăzi, că e Sfântul Andrei, se zice la mulți ani, e în clasa a drăgălaș. Și nu prea are el așa tragere de inimă de matematică. Înainte de a merge la școală, un copil care o bulgare de energie. De ce? Cum? E o curiozitate extraordinară și o mânuță de, cu dexterități. Deci un mini-tehnicus. Da. Orice înțelegea, tot ce era electronic, ele, mă rog, informatică, totul era ok pentru el. La un moment dat a început să matematica... nu, Hai să facem... Nu. Asta se întâmplă nu. de obicei dar, în clasa a treia și a patra. Dar, copilul compune muzică pe Synthesizer, pe tot felul de lucruri de genul ăsta. Dom pur și simplu a rămas uluită. Deci face muzică house, și nevăzându-l nimeni decât o cameră de luat vederi. Nu pot să vă spun ce ritm avea în el, și cum lucra, și cum degețelele lui manevrau pe acolo. Pur și simplu am rămas uimită și am zis, nu e posibil ca un astfel de copil, despre un astfel de copil, o profesor, mă rog, ei au o educătoare, să, ce au? Învățătoare, așa? să spună că nu te pricep, nu ești bun, nu nimic, a, deja i-a luat ceva acelui copil. El face acasă în continuare nu, pasiunea eu, asta. eu cred că Da e matematică ce face da, este, el. Este. Eu cred că i-a luat ceva uh, Înainte de a spune lucrul ăsta I-a luat ceva În momentul în care a început să-i toarne cu pâlnia în cap Și a constatat că nu s-a lipit De fiecare neuron Da, pentru că copiii ăștia sunt la De, de ce? Explicăm. Bun, hai, asta este teorema da, după da, care da, funcționează da, 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 De da, ce? Da, păi, E foarte bine pentru, și e foarte eu bine să zic eu. Nu, nu, e foarte bine să întrebe. Da, da, profesoara s-a așa zic eu, scrie Doamnă, și învață-o Știți de ce da. zice așa zic eu? Că nici profesorii nu-ți devină. Uh, în momentul în care profesorul are de parcurs curicula aia, de aici până da, aici, știu, este într-un timp pentru din ce în ce mai scurt, pentru că da. lui se taie din orele de matematică, Corect. care nu mai are se, timp să se, se redistribuie spre... Da. Nu spun spre ce... Nu spun spre ce, că mi-am luat-o de la o balerină de la Cluj. Când am spus spre ballet și bune maniere, a crezut că am ceva cu balerini. Eu n am nimic cu balerini. Ok, E în ordine. E o vorbă între matematicieni asta. Da. Deci, în momentul în care se întâmplă lucrurile ăsta, se debalansează lucrurile în, în uh -huh. programă și profesorul ăla de matematică, săracul, are de predat din ce în ce mai mult, în din ce în ce mai puțin timp, ajunge să recurgă la lucruri de genul ăsta. Dar altfel, dacă. Materiile ar fi lăsate relaxat. Dacă n-am fi obsedați de cuantificare, de uh, uh, competiție și de alte lucruri, și am descoperit împreună cu copiii, și ar înțelege copiii că lucrurile astea vin de undeva, că au fost întrebări cărora lucrurile pe care le învață le-au dat răspunsuri și că ele folosesc la ceva și că au deschis noi întrebări, da. în momentul ăla, când este ca o excursie pe care o faci, în care explorezi ceva, în momentul ăla înveți altfel. zis da, vreau să vă, între să și vă nu întreb ceva. niciodată ce În mod categoric. Da. Mergeam aseară pe stradă și în spatele meu o mămică cu o domnișorică, clasa 6, a 7, ceva de genul ăsta. Și mama zice, a, ce bine că, uite, o să avem vacanța asta de câteva zile, și fata zice, da, sigur, tu te bucuri, eu am de făcut lecții, ceva de genul ăsta. Mama se întors și zice, da, cum adică, ți-a dat teme? Da, zice, am de făcut uh, aleale. M-am întors și eu așa către, către mine și m-am întrebat, zic și eu acum cum se obișnuiește pe bune, adică în vacanța asta, în mini-vacanța asta, chiar nu pot să las copilul liber, adică chiar în are 3-4 zile copilul uită tot ce l-am învățat, absolut de ce să nu las cu familia? De ce să nu las liber? De ce trebuie să-i să pun pe. știți că să spun o Pentru vorbă... Pentru că lupta este pe da. cât de mulți cu tot felul de zorzoane câștigate la tot felul de competiții îi am eu și ce punctaj scot eu din ei. De asta. E și... un fel de biciuire, nu știu uh, cum. Da, dar nu-i normal. Și da, nu asta e normal. Normal este. De ce copiii sunt atât de curioși? Pun atât de multe întrebări când sunt mici și încep să întrebe din ce în ce mai puțin când cresc, pentru că sunt educați să nu mai întrebe. Exact asta m-am întrebat, mi-am pus și eu întrebarea asta. Undeva am găsit, să zicem așa, un oarece răspuns, spunea în sfânt, părinte... Uh că lăsați copiii până la șapte ani fără să îi îngreunați cu tot felul de uh, treburi de făcut prin casă, pentru, nu îi împovărați, pentru că ei sunt foarte ocupați. Și întrebat fiind Sfântul respectiv, cu ce să fie împovărat un copil? Păi zice, da, ei trebuie să stea de vorbă cu îngerașii care vin să învețe foarte multe lucruri. Și vedeți dumneavoastră, acum eu n-am luat-o pe câmpuri și pe dealuri. M Am eu stegulețe galbene, dar nu ați văzut copii până pe la 6-7 ani, vorbesc singuri. Vorbesc singuri și câteodată ai senzația că e în fața lui o entitate, cum o numim noi acum, da? cu care el vorbește. Mărturisesc că și eu am vorbit când eram copil mic, sub masă stăteam, aveam un prieten bucalat care era prietenul meu. care e problema? Și se întâmplă. Ce vreau să spun era următorul lucru. Vedeți, în istoria omului a existat un model foarte interesant de școală, care a fost inițiat de Socrate, în care dialogul cu maestrul, dialogul între discipoli, dialogul în general. Aici trebuie să ajungem este, la dialogul. Da, este cel da. din care înveți. Sigur. Dialogul cu maestrul este important pentru că el îți arată calea. Nu înseamnă că trebuie să mergi pe calea aia. Aia e calea lui. Dar afli de la el care, care calea este ta? calea lui Sigur. și îți definești în felul ăsta calea, calea ta. ta. Dar asta nu o poți face decât dialogând. Asta nu o poți face. de. Noi am pierdut obișnuința dialogului pentru că ne-am apucat să cuantificăm prostește, lucruri mărunte care au relevanță pe intervale mici de timp. Ce mai contează acum care a fost nota pe care ai obținut-o sau rezultatul pe care l-ai obținut la nu știu ce concurs? Nu contează. Dar dacă tu atunci înțelegeai foarte bine un lucru, o teoremă, nu, nu învățai pe de cum se face, înțelegeai foarte bine, înțelegeai la ce folosește, îți dădeai seama că ea a apărut dintr-o necesitate erai mult mai câștigat. Și asta se învață explorând împreună, se învață dialogând. Școala este un, un proces social, nu este chestia liniară pe care a adus-o prima revoluție industrială. Partea iluminismului e ok, aia cu finanțatul din, din resurse publice și pentru toți. Dar partea asta altă pe care a adus o prima revoluție industrială, totuși e anacronică în lumea în care trăim și nu ne duce nicăieri. De asta cred că e bine să încercăm să revenim la felul ăsta de a, de a înțelege lucrurile și el este mult mai temeinic. Pentru că una este să-ți să forțezi memoria, și alta este să-ți memorezi emoțiile. Bucuria de a descoperi un lucru este o emoție. Emoțiile au o remanență mult mai mare decât lucrurile pe care încerci să le înveți forțat pe de rost. Știți cum se spune că odată cuvântul rostit în exterior are o rezonanță și o reverberație. El merge în univers, lucrează în univers și se întoarce conform efectului bumerangului unde a venit. Vine cu ceea ce reușește să adune. Deci el adună, adună, adună și vine înapoi cu o informație. Asta e întrebare. haide să fie întrebare. Da. Da. Să ne spuneți Cam cum vedeți lucrurile astea, pentru că unii nu înțeleg și nu acceptă. Și de multe ori le, le atrag atenția, aveți grijă Dacă ce asta. Dacă mă spuneți. trimiteți într-o într misiune de specializare în Australia la aborigen, vă povestesc cum e cu bumerangul. Nu Dacă... mai gândesc, mă mai gândesc. <laughs> Dacă... <laughs> Dar sunt prea curioasă, așa că haideți Dacă... să vedem. Ce vă spun și eu, ce mă taie capul din ce, din ce spuneți dacă întrebarea se transformă în mai multe răspunsuri, dacă o parte dintre ele au sens și o parte dintre ele folosesc la ceva, atunci întrebarea aia a fost pusă cu rost. Asta nu înseamnă că eu știu dinainte dacă întrebarea mea a fost pusă cu rost sau nu, și atunci e bine să pun toate întrebările care îmi dau prin cap în ordinea în care îmi dau prin cap. Rolul profesorului este să nu transforme în haos toate întrebările care îmi dau prin cap în ordinea în care îmi dau prin cap, ci puțin așa, cu mult tact, punând întrebări înainte de a da răspunsuri, să poată să cristalizeze ceva care după aceea ușor, ușor devine. Dintr-un norișor devine, devine un, un lucru cât se poate. de sistem da, palpabil. Și palpabil, da. corect. Vedeți, în uh, zona țărilor scandinavice am înțeles acum că uh, nu mai e chiar un experiment, ci efectiv se Mie va... Mi-e foarte frică de experimentul finlandez. Uh, aici am vrut să vă aduc. Să vă ce părere de aveți nu. despre el. Adică nu mai se face. Nu, nu. Știți de ce mi-e frică? Din... Pentru că, repet, ce spune Adică că se face școală, așa zic. Domnul, ce spunea Ken Robinson? Ce înseamnă creativitate? Un lucru nou care are valoare. Un lucru nou nu poți să-l realizezi decât combinând frânturi de lucruri vechi pe care le știi. Dacă, hai să presupunem că n-ați văzut în viața dumneavoastră o meduză și nimic asemănător vă puteți imagina meduza? Nu. Noi întotdeauna ne imaginăm facem pași înainte creem lucruri noi combinând lucruri pe care le știm dar în momentul în care nu știi nimic, deci nu ai niște verticale în care să ajungi să știi câte ceva, n-ai ce combina doar să spui că tot ce fac eu este creativ frate ok e creativ, e creativ dar, dar cum devine creativ dacă tu știi foarte puține lucruri și puținul ăla te chinui să-l combini Mare lucru nu este. Bun, și cum îi adaug valoare? Uh, Poți să a, aia cu valoare, e după aia. Prima dată, hai să vorbim despre un lucru nou. Și atunci, ca să ajungi la chestia asta cu lucru nou, e bine să ai materii verticale și e bine din când în când să ai o materie orizontală, care să combine cunoștințele din materiile respective da. și care să încerce să le dea și valoare, adică să încerce să transforme. Vă dau un exemplu. Hai să spunem că într-un hub avem un curs de fabricație aditivă, de 3D printing. Copiii învață prima dată să facă modelare solidă, ok, după care spunem copii, hai să încercăm să creăm un proiect și să vindem ce am realizat, că în momentul la capătă valoare. Uh -huh. Și vine un copil cu trei din dințate care fac nu știu ce, are ideea asta, îl votează cu toți că este un proiect bun, se împart roluri, unii au rolul de project manager, alții au rolul de uh, modelare solidă, alții au rolul de inginer care stă și supraveghează lucrul ăsta, unul are rolul de, uh, de, de uh, om de marketing și unul are rolul de om de vânzări. Asta creează o comunitate care urmează un scop, care cu folosește cunoștințele pe care le are pentru a atinge acel scop. Scopul este să creeze un lucru nou, vandabil, deci care are valoare. Dacă am încercat lucrul ăsta, din când în când, peste materie verticale, unde înveți ce să combini, da, 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 da. să vii cu o materie orizontală unde să, combin să lucrurile combini alea lucrurile alea da. și să le transformi în lucruri care au valoare, eu zic că avem mult de câștigat. Da. Ne întoarcem în 5 minute pentru că mai avem de câștigat o jumătate de oră împreună cu domnul Varujan. bambak chian